Accesarea ilegală a corespondenței private este considerată o infracțiune și poate fi pedepsită prin lege. Așadar, partenerii curioși trebuie să analizeze de două ori înainte să acceseze mesajele de pe rețelele de socializare ale iubitului sau iubitei fără permisiunea acestora. Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea fără drept a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când acesta a fost trimisă, deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Interceptarea fără drept a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Totuși, este nevoie ca persoana în cauză se depună plângere prealabilă. Astfel, dacă cineva citește mesajele sau accesează corespondența electronică al cuiva fără permisiunea acestuia, acest lucru poate fi considerat o încălcare a legii și poate avea consecințe legale serioase, inclusiv închisoare, dacă persoana prejudiciată decide să depună o plângere la poliție. Așadar, accesarea ilegală a corespondenței private este considerată o infracțiune și poate fi pedepsită prin lege. Astfel, partenerii curajoși trebuie să analizeze de două ori înainte să acceseze mesajele de pe rețelele de socializare a iubitului iubitei fără permisiunea acestora. Relatează știri de Cluj.ro.